cetățenii care sunt vizați și care vor să facă propuneri. Orice altă discuție este un zvon. Orice altă discuție și interpretare este simplă interpretare. Materialul final va fi supus, material final ce va naște din discuția pe care o să avem astăzi, în cadrul acestei dezbateri publice, cu propunerile pe care dumneavoastră le veți face, cu analiza asupra propunerilor și cu strategia de lucru și de dezvoltare a zonei în care noi ne desfășurăm activitatea și în care trăim, va ajunge materialul în ședința de Consiliu Local spre aprobare într-o formă finală. Restul discuțiilor, așa cum a spus, sunt zvonuri, sunt, nu știu, manipulări politice. Vreau să înțelegeți chestia asta, pentru că de aceea suntem aici, împreună cu colegii din primărie. Avem Departamentul de Turism și Mediul de Afaceri, avem Urbanismul, avem Direcția de Gospodărire, avem și Poliția Locală, avem pe toată lumea care este angrenată în această situație. De la aceste afirmații, mergem mai departe și aș vrea să-mi permiteți să vă prezint gândirea, în primă fază, strategia de lucru pe termen mediu și lung al administrației locale, astăzi în funcție, după care o să începem efectiv dezbaterea pe capitole și articole de regulament. Vă mulțumesc! În primul rând, în urma zvonurilor și informațiilor care au fost lansate în piață, s-a discutat și, mă rog, reclamațiile, sesizările deja primite, deja expuse, au fost că în orașul Mangalia nu se vor mai desfășura de activități pe zonele principale, arterele principale, zonele centrale, decât restaurante, baruri și mai știu ce cafenele. Greșit. Dacă se citea fraza și se înțelegea și nu se interpreta acolo, la acel articol, și dacă mă permiteți, voi da și citire, în zona arterelor, capitolul 2, da? Articolul 8, activități permise, aliniatul 1. În zona arterelor principale, menționate la articolul 2, aliniatul 47 din municipiul Mangalia, cel care cuprindea cam toate străzile principale, începând de la 1 decembrie până la șoseaua Constanței la gară, zona centrală și tot ce este, alimentație publică de tipul restaurante, baruri, cafenele, cofetări și structuri turistice și servicii comerciale. Da? Aici poate a fost o interpretare asupra acestui articol. Serviciile comerciale ar fi inclus în accepțiunea colegilor care au redactat materialul, activități comerciale de orice natură. O secundă, dați-mi voi. Orice discuție. Haideți să vorbim, dacă îmi permiteți, haideți să vorbim pe rând, pentru că altfel nu ne vom înțelege. Deci, da, servicii comerciale. Activități comerciale este... Deci, de aceea suntem aici, să dezbatem și să înțelegem sensul articolelor care le avem. Astea vor fi... Am înțeles. Imediat. Haideți să facem altfel. Ne oprim la această sintagmă. Aveți ceva de comunicat pentru a putea și consemna în procesul verbal. Veți avea cuvântul. Dar haideți să o facem de o manieră civilizată, nu toți în același timp, pentru că nu avem cum să ne ascultăm
și să consemnăm ceva în același timp. Suntem foarte supărați pentru toate chestia. Nu aveți de ce să fiți supărați. Servicii comerciale, nici tatăl meu nu știe ce înseamnă. Nu aveți de ce. Nu aveți de ce. Haideți să păstrăm un dialog. Haideți să păstrăm un dialog. Pe ce? Cu calm și cu... Nu, doamnă, haideți să nu... Haideți să vă spun ceva. Dacă vorbim în același timp toți, nu rezolvăm nimic. Eu vă mai spun, dacă vorbim toți în același timp, nu va fi o dezbatere publică. Sunteți, ce sunteți? Că n-am reținut. Am înțeles. Da? Am înțeles. Nu vrem să avem de-a face cu poliția locală. Noi vrem să ne facem treaba legală. O secundă. Este o dezbatere publică pe un regulament. Dacă vorbim toți în același timp, nu avem cum să consemnăm punctual. Păi, haideți să ne înscriem la cuvânt. Că așa este civilizat. Dumneavoastră ați vorbit prima. Haideți să vă dau, să vă parvină un microfon ca să vedem pe această sintagmă ce probleme a fi și cum vreți să... Cred că asemenea doamne m-au auzit foarte bine și fără microfon. Fără. Da? Domnul viceprimar. Poate să mă prezint încă o dată. Mulțumesc. Numele meu este Carmen Maxim. Ideea este în felul următor. La prima dezbatere, da? Primul lucru care a fost întrebat de către colegii noastre care au fost prezenți, nefiind prezent nici inițiatorul și nimeni altcineva din aparatul administrativ al inițiatorului, s-a întrebat fix același lucru. Dom'le, ce înseamnă servicii comerciale? Servicii comerciale, avem aici capitol de definiții. Nu se regăsesc servicii comerciale. Am căutat, slavă Domnului, datorită lui Google, ce înseamnă servicii comerciale. Ce credeți? Servicii funerare. Nu este menționat nicăieri. Prin urmare, nefiind menționat și discutăm încă o dată, nu cum spuneți noastră, că nu este un regulament pe bază de zbor, este un regulament scris care, de la momentul adoptării, dacă se adoptă în forma, indiferent în ce formă se adoptă, în forma lui adoptată, ăla este lege pentru Guatemala. Prin urmare, dacă nu este definit ce înseamnă aceste servicii comerciale, cine poate stabili? Astăzi stabilește unul ceva, mâine stabilește altceva și tot așa. Avem, mă iertați, n-am terminat. Avem experiența regulamentului care este în funcțiune astăzi, da? Care cred că știți foarte bine situația unui domn în vârstă cu un magazin de 40 de metri pătrați de articole de pescuit, magazinului de o viață din care încerca să-și trăiască bătrânețea și care nu a putut să-și desfășoare activitatea, că ce credeți, nu avea 50 de metri. Păi 40 de metri a avut de când l-a cumpărat, că s-au făcut stațiunile astea din 1980. Asta revenind la ceea ce este scris. Ăsta este motivul pentru care astăzi sunt mai mulți oameni aici prezenți. Spunem același lucru. Definiți servicii comerciale. Este ceea ce am solicitat. După ce dumneavoastră definiți ceea ce înseamnă servicii comerciale, noi ăștilalți care citim de pe pagina de net, putem să spunem, domnule, este o definiție completă sau este o definiție incompletă și dorim să adăugați, să modificați în sensul următor. Nefiind o definiție, asta este motivul principal pentru care noi suntem aici. Că nu știm ce înseamnă și cum se aplică. Da? Avem experiența cu poliția locală, care a pus garduri, care a îngrădit, care a făcut multe alte lucruri. 10 procese verbale. Da? Care a făcut multe alte lucruri în baza regulamentului care astăzi este în vigoare. Nu dorim să se mai întâmple lucrul ăsta și de aia astăzi suntem aici. Definiți servicii comerciale. A spus la început că, față de acest draft pe care l-ați publicat pe site, dumneavoastră, ca și inițiatori, aparatul inițiatorului, are de făcut niște modificări. Vă rog frumos să se noteze în mod expres, cum am spus și la început. Care sunt aceste modificări? Faceți-le publice, pentru că dezbatem astăzi, repet, ceea ce s-a publicat. Modificările care le propunem noastră la acest regulament nu pot fi dezbătute astăzi, pentru că nu au fost făcute publice, nu am luat cunoștință despre ele, nu am avut timpul și modalitatea de a ne expune punctul de vedere cu privire la ele. Prin urmare, dacă inițiatorul astăzi, față de acest proiect care este publicat pe site, are de făcut alte modificări, vă rugăm frumos, faceți-le publice, acordați-ne termenul legal pentru a ne spune punctul de vedere pe aceste modificări. Asta o dată. Și a doua oară, cu singura altă explicație aici, ne-ați spus despre temeiul de drept. Domnule viceprimar, temeiul de drept spune așa, că fiecare propunere pe care noi am înaintat-o trebuia pusă pe site,
ca toți ceilalți, să avem cunoștință de ea. Nu este. Am făcut adresă specială și am rugat către aparatul și persoana desemnată. Vă rog frumos, comunicați actele care au stat în bază, avize, analize, studii de fezabilitate, absolut nimic. Unde este link, unde este propunerea mea personală, Carmen Maxim, înaintată la dumneavoastră, cu privire la aceste modificări, da? Să văd ce-o păsai și fioară lui mama, să fie mama fericită, mi-a făcut și zisa ceva. Nu este, cum nu e a mea, nu e nici a dumnealui, nici a dumnealui, nici a dumnealui, nu e a nimănui, nu este nici măcar modificarea inițiatorului. Ce discutăm astăzi aici? Astăzi aici discutăm ceea ce avem. Dacă inițiatorul are modificări, vă rog frumos, faceți-le publice, stabilim o nouă dezbatere și discutăm în consecință. Mulțumesc frumos, dar trebuie să confirmeze informațiile mai multe de la lui. Vă rog, vă rog. Câteva societăți. Hotărârea de Consiliu Local este un act administrativ normativ, da, pentru punerea în executare și executarea în concret a legii. Discutăm de ordonanța Guvernului 99/2000, care este legea comerțului și care vorbește de structuri de vânzare în care se desfășoară un exercițiu comercial. Exercițiu comercial putând fi comerț, alimentație publică, prestări servicii. Prin urmare, v-aș ruga în acest regulament să vă raportați la definițiile din lege. Nu, cum, nu chestiuni care pot da naștere la interpretări servicii comerciale. Noi discutăm pe lege. Da? Și atunci, dumneavoastră, vă rog să vă raportați în proiectul pe care subscriu colegii că va trebui să-l repuneți într-o reală dezbatere publică folosind termenii prevăzuți în lege, pentru a nu mai fi interpretat. De aceea suntem aici în număr atât de mare. De aceea suntem... Aș vrea să vă prezentați, ca să știm. Aș vrea să ne prezentat care este scopul și ce ați urmărit cu acest HCL. Cu acest regulament, ce s-a urmărit cu acest regulament de organizare și reglementare a serviciilor comerciale în municipiul Mangalia și stațiunile aferente. La întrebarea asta, răspunsul este cât se poate de simplu. Ne dorim, la nivelul OAT Mangalia și a stațiunilor aferente, să avem un comerț și servicii de calitate și coordonate și organizate. Discutăm de... Dați-mi voie să răspund. Dați-mi voie să răspund la întrebarea domnului, după care veți lua cuvântul și dumneavoastră și poate veți înțelege despre ce este vorba înainte să ne întrerupem unii pe ceilalți. Un comerț civilizat. Ce înseamnă un comerț civilizat? Este cel puțin retorică întrebarea. Adică gândiți-vă că tarabă lângă tarabă, gândiți-vă că un comerț de întâmpinare la geam, gândiți-vă că un comerț care... Da, știți cum e? Astăzi încercăm să aliniem
Astăzi încercăm să aliniem activitățile comerciale la un standard, la un standard. Doamnă, dacă mergem pe țipat, nu rezolvăm nimic. Credeți-mă pe mine că dacă nu discutăm civilizat, nu rezolvăm absolut nimic. Nu o să ne înțelegem și nu o să ne răspundem la întrebări, nici eu dumneavoastră, nici noastră, mire. Adică... Care e biroul de specialitate care a lucrat la acest proiect? De ce mai măsură să ne explică aparatul? Să explică aparatul. Eu sunt aici să vă răspund la întrebări. Eu sunt aici și eu. Și eu am lucrat împreună cu toți colegii. Nu avem cum să vorbim în corp. Reprezentant al administrației și al aparatului executiv al primarului. Din partea primarului, care este inițiatorul acestui proiect de lege și care conform normei de lege trebuia să fie prezent și să-și susțină proiectul, aveți delegație, mandat de reprezentare? Sunt reprezentantul UAT Mangalia, în calitatea mea de viceprimar. Ales. La momentul 2020, eu sunt reprezentant legal al administrației locale. Vorbim de un proiect de act normativ al propus de către primar în calitate de inițiator. Suntem la momentul unei dezbateri publice, astfel cum este anunțat pe pagina de internet. Discutăm cu dumneavoastră. Prin urmare, eu vă întreb, dumneavoastră astăzi de aici aveți delegație, mandat, reprezentare din partea inițiatorului? Nu am nevoie de niciun fel de delegație. Eu sunt unul dintre inițiatori alături de primar. Dacă primarul astăzi nu este în Mangalia, pentru că este la București, eu îi preiau toate atribuțiile. Am un astfel, bineînțeles că am un document în acest sens, așa printr-o dispoziție care a fost dată la început, la începutul mandatului, așa cum... Da, să se concentreze în procesul verbal că am delegație și am dispoziție de primar prin care pot să-l substitui în orice discuție. Dar nu asta este topicul ședinței de astăzi. Păi dumneavoastră puteți să mă țineți cu punctele dumneavoastră de vedere până pâine, dacă nu apucăm să discutăm. Se menționeze și răspunsul meu prin care vă anunț că am dispoziție de primar. Am. Te rog frumos. Doamna, vă rog. Consemnați că am dispoziție de primar pentru a fi, și este prin natura codului administrativ. Primarul, viceprimarul poate să susțină toate aceste ședințe și aceste discuții. Aveți mulțumesc frumos. Aveți un articol de lege din codul administrativ? Doamne, am și un articol. E codul administrativ care reglementează tot. Sunt 40 de pagini. Haideți să nu ne ducem în alte discuții. Haideți să revenim la proiectul nostru. Deci, la proiectul nostru, repet, discutăm pentru municipiul Mangalia doar despre falezele, faleza Taylor și faleza Mare Iunca Tacuzino, care pornește din portul turistic și până la intrarea în stațiunea Saturn, cu reglementările acestea, pentru că ne dorim pe o zonă de promenadă a orașului, ne dorim servicii turistice, nu nici de cum un comerț al andala pe toate, sub toate formele, da? Se exclude, pentru că așa cum a fost interpretat din acest articol și, nu știu, politic, administrativ, cum vreți dumneavoastră, a fost interpretat acea sintagmă de servicii comerciale, ele sunt permise și vor fi permise fără niciun fel de restricție pentru municipiul Mangalia, da? Vorbim aici de Piața Republicii, care s-a adus în discuție toate spațiile comerciale de acolo. După cum bine știți, într-o hotărâre de a Consiliului Local anterior acestei întâlniri,
Consiliul Local a luat decizia de a scoate câteva spații comerciale la licitație în Piațeta Republicii. Aici discutăm spații comerciale, spații ce vor fi scoase la licitație cu o destinație anume. Ele vor fi, așa cum ne-am dorit cu toții, să avem un centru istoric, un centru de promenadă și de servicii, ele vor fi scoase cu destinația de restaurante, baruri, cafenele, ceainării și tot ce este. Aceste spații vor completa imaginea refăcută a Piațetei Centrale. Vom vedea pe urmă piața cum va regla activitățile comerciale. Vom vedea dacă și ceilalți comercianți care au un magazin de încălțăminte, o librărie, o ceasornicărie, frizerie, dacă vor dori și vor vedea că business-ul este mai bun pe linia pe care am scos-o noi, probabil își vor schimba și deși activitățile. Deocamdată nu discutăm decât despre spațiile primăriei, spațiile proprietate privată ale UAT-ului, care au fost supuse hotărârii Consiliului Local și care vor fi scoase imediat. Și vor fi scoase la licitație în vederea desfășurării activităților de restaurante, baruri, cafenele, ceainării și tot ce înseamnă un serviciu elegant de centru istoric. Dacă este un restaurant în centru, în piață la noi, trebuie să facem 10 restaurante. S-a făcut un studiu ca să se facă un restaurant acolo. În acest moment, primăria, cu hotărârea Consiliului Local, a luat act de a scoate aceste spații pe care le avem în proprietate pe această linie de comerț. Ce da? Servicii. Ce putere are Mangale? Vom vedea ce se întâmplă. Deci și piața o va regla. Vă rog, doamnă, vă rog. Deci nu avem un studiu de impact. Doar primăria a luat act de hotărârea Consiliului Local. Eu știu că prin calitatea noastră sau, mă rog, prin abilitățile de avocat încercați să vă susțineți punctul și peste interlocutorii. Domnul să mă recunoașteți în calitate de avocat, dar eu aici sunt în calitate de locuitor al orașului Mangalia, de asociat într-o societate care își desfășoară activități economice fără asta, o atemărerea nu sunt în calitate de avocat aici. Dumneavoastră ați vorbit, v-am înțeles cu încă vedere, hai să-și exprime și doamna. Eu am dorit să remarc și doresc să se menționeze în procesul verbal, este că nu există un studiu de impact, așa cum a menționat domnul, da, ci primăria a luat act de hotărârea Consiliului Local și prin urmare pune în executare o astfel de hotărâre pentru spațiile din piațetă care se transformă în restaurante, baruri și ceainării. Asta tot. Vorbim doar de piațetă. Vorbim doar de spațiile proprietatea UAT-ului, da, pe care Consiliul Local dispune. Restul de proprietate. Păi, dar asta spun că sunt modificări, iar forma finală o să parvine. Vă rog, doamnă. Deci, Mariana Oreniu, mă numesc. Da, domnule. Eu constat că dumneavoastră spuneți acum cu totul altceva față de ceea ce scrie în regulament. Vreau să cred că acest regulament a fost făcut ori pe repede înainte, ori cu foarte multă incompetență. Da. Ca să întărim cele spuse de dumneavoastră, am o propunere. Mă deranjează foarte mult capitolul 3, la capitolul 3, articolul 8, aliniatul 2, unde dumneavoastră scrieți așa: pentru agenții economici se instituie un termen de un an de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în care agenții economici au obligația de a se alinia noilor reglementări, adică eu din magazin de încălțăminte să mă transform în ce vreți dumneavoastră, privind activitățile comerciale autorizate, zice, în zonă, sau vor alege alte locații pentru desfășurarea de activități comerciale autorizate. Deci de aici se înțelege foarte clar că doriți o expropiere forțată. Nu. Da, am înțeles punct de vedere și chiar vreau să se consolideze efectiv. Activitatea comercială, eu nu știu să vând cafea și nici nu doresc așa ceva, precum ne condiționați și autorizarea funcționării. Ferească Dumnezeu la anul să nu primesc autorizație de funcționare. Tocmai de aceea nu există așa discuție. Nu este discuția, nu luăm pe Dumnezeu în calcul. Pentru că noi discutăm pe legi scrise omenești. 555 din codul civil, care
Doamna Alenia, eu știu ce spuneți dumneavoastră acum, dar cred că m-ați auzit și pe mine când v-am spus. Deci că piațeta va rămâne exact în formă în care este. Așa este, cu o să scrie. De aceea suntem în această dezbatere publică. V-am înțeles punctul de vedere, am venit poate anticipat cu discuții. Nu aveți de ce. Și veți vedea că forma finală a regulamentului în urma acestei dezbateri va cuprinde extrem de clar, fără niciun fel de posibilitate de interpretare, ceea ce discutăm aici și ceea ce eu v-am expus. Căutați oameni competenți să domniți regulamentul. Am înțeles. Concluzia noastră e că s-a făcut, cum am zis, de repede înainte? Sau este forma draft, forma de lucru. Forma draft, forma de lucru. Economică, nu servicii economice. Da, am înțeles aspectul acesta și cu siguranță va fi corectat. Forma draft, forma de lucru va suporta în urma acestei dezbateri publice o modificare poate majoră, poate mai puțin majoră, dar va fi foarte clară. Și nu se va mai da posibilitatea de interpretare nici politică, nici în niciun fel. Da? Nu vrem să devină acest regulament o unealtă de manipulare în masă, pentru că nu asta este scopul nostru. Scopul nostru este să ajungem cu niște servicii de piață decente, cu niște servicii complete. Ce pot să vă spun, dacă îmi dați voie? În ultimii doi ani de zile am observat cel puțin în sezonul estival s-a observat o cerere pe serviciile de masă, de acest tip de servicii mai mare decât oferta. Asta vreau să vă spun. Vă rog. Cred că a ajuns la dumneavoastră proiectul noi, o mână de comercianți. Am pus cap la cap fiecare articol, fiecare aliniat și am întocmit regulamentul așa cum prevede legea. Deci pe lege, pe ordonanță de guvern și așa mai departe. L-ați primit, ați auzit de el, deci am vrut să vă dăm o mână de ajutor. Și vă mulțumim pentru treaba asta. Cu siguranță, toate discuțiile pe care le avem aici și toate propunerile concrete pe care le avem aici, deci și împreună, o secundă, vă rog să-l studiați. Am înțeles. Asta vreau să vă spun, că în urma sugestiilor care au venit de la lansarea în piață, toate în urma... Am văzut. Și de aceea venim cu o altă formă în discuție, vom veni cu o altă formă în discuție în cadrul hotărârii de Consiliu Local sau în ședință, sau, așa cum spunea doamna avocat, acum e consultare, după care va fi dezbatere. Vom calcula timpul să avem până la sfârșitul anului ca acest regulament să intre într-o formă finală și să poată fi implementat începând cu 1 ianuarie 2023. Deci, toate propunerile care le-ați transmis în scris, toate propunerile care se fac aici, în cadrul organizat în această ședință de dezbatere, vor fi luate în calcul și vor da forma finală a regulamentului. Da? Ce pot să vă spun din start și astăzi am venit anticipând situația piețetei, am spus clar că a fost scoasă din discuție, da? Și că spațiile comerciale pe care primăria le va scoate la licitație cu hotărârile de Consiliul Local în spate, ele vor fi primele care vor avea destinația de restaurante și ce ne dorim. După care vom urmări piața și fiecare va ajunge la o concluzie. Și noi poate ajunge la o concluzie contrară și dumneavoastră poate la o concluzie pozitivă în tipul ăsta de activitate. Vedem ce ne rezervă viitorul și vom acționa. Este un regulament, orice regulament poate fi îmbunătățit de la an la an sau din 2 în 2 ani sau din 3 în 3 ani, în funcție de ce se întâmplă. Este vorba de o zonă dinamică, este vorba de o zonă care astăzi arată așa, mâine nu mai arată așa. Da. Pentru că acum 4 ani înainte să reabilităm piațeta, nici nu se lua în calcul de către cineva că putem ieși la plimbare copiii în piațeta Republicii, că vom avea un mic spațiu de joacă în piața de Republicii, că va fi o zonă care
să ne atragă să venim la plimbare și la relaxare, să bem un ceai, să bem o cafea, să mâncăm ceva bun în orașul. Domnul viceprimar, haideți să dați-mi domnule, că s-a ridicat în picioare și vă rog. La întrebarea mea anterioară, când răspundeți că vreți să modificați doar spațiile proprietate OAT. Pentru asta nu aveți nevoie de acest. Așa este. Deci, așa este. Nu înțeleg de ce ați dat atunci HCL-ul și comunitatea. Este o formă draft care, repet, va suporta modificări până în ziua în care va intra în licența de Consiliu Local. Vă rog, domnul. Întrebarea era, pentru ce este acest HCL? Că nu mi-ați explicat. Este un draft de propunere. Este un draft de propunere. Da? Vă rog. Nu înțelege, tot nu înțelege. Este de colegul meu, arhitect. Vă rog. Vă rog frumos. În luna octombrie, dumneavoastră i-ați dat mamei mele o amendă de 300 de milioane. Vă rog frumos. Nu, n-am cum. N-am cum să vă... Nu este... Nu este... Nu are legătură cu amendă. Nu este adevărat, domnul Lucian, orice problemă aveți cu amendă sau cu o ilegalitate făcută sau constatată de voi, nu are legătură cu regulamentul de activități comerciale. Ați mai dat una de 200 de milioane tot mamei, tot luna octombrie vorbim, încă 150 de milioane aici, da? Aș vrea să vă pun o întrebare. Dumneavoastră știți unde le-ați dat? Unde? La adresa menționată în procesul verbal de consultare. Adică unde? Dumneavoastră ați respectat legea? Eu cred că da. Ați respectat legea? Da. Nu cred. Dacă am dat. Eu vă întreb dacă știți unde le-ați dat. Știți unde le-ați dat? Cu siguranță știu. Unde, domnule? Bun, legea nu cred că colegii mei trebuie să știe pe fiecare unde locuiește, cum arată. Hai să spune adresa unde și vreau să mă știu de ce. O secundă, nu este topicul discuției noastre. Nu este topicul discuției noastre. Vă rog frumos, pentru care domnul își permite, dumneata știi ce înseamnă 700 de milioane pe luna octombrie să dai oameni? Amenzi, cumulate. Nu știu ce înseamnă să respecti legea. Dacă respecti legea, nu primești amenzi. Eu spun ceva, dacă primești niște comenzi, nici măcar nu știi despre ce e vorba și le semnezi pur și simplu. Aici este un aparat de opresiune care s-a creat de-a lungul timpului. Vă rog, încercați dacă nu are legătură cu regulamentul, nu are nicio legătură. Până în momentul ăsta nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Vă rog frumos, încercați să păstrați în calm în acest dialog. De ce nu vă vorbim la primărie când ești solicitat? Domnul, să răspundă la telefon. Nu vă supărați. Nu am primit de la dumneavoastră. Nu am primit nicio solicitare. Tinere, cum îți permis să dai 700 de milioane de amenzi, băi? Nu vă supărați. Ori păstrăm decență în dialog, ori ne oprim aici. Vă rog mult de tot. Vă rog mult de tot. Nu are legătură cu... Nu are legătură, că ați creat un aparat împotriva tuturor. O secundă, nu discutăm despre asta aici. Nu discutăm despre asta aici. Dacă un proces verbal de constatare, asta ca o paranteză la regulament, da? Dacă un proces verbal de constatare a colegilor de la disciplina în construcții ajunge la arhitectul șef, prin care se comunică o situație din teren, arhitectul șef verifică autorizația de construire pe baza informațiilor care vin din teren de la colegii din aparatul de specialitate și dispune rigorile legii. Dacă vorbim de depășirea proiectului tehnic, dacă vorbim de depășirea indicatorilor de urbanism în acea speță, pe care eu personal o și știu pe a dumneavoastră cu toate situațiile care sunt acolo, știu, nu vă spărați pe mine că știu. Nu vă spărați pe mine că știu situația din teren. Când autorizația de construire prevede un pot anume, X pot, iar în teren fizic astăzi găsim un pot X plus Y.
adică mai mare. De care a fost informat. Găsim o construcție realizată și edificată în afara autorizației de construire. Păi, vedeți, nu are legătură cu... Construcția făcută pe proprietate. Vă rog. Nu depășește local. Nu e portul turistic. Cristian a spus că este cererea de masă, de servicii de masă pe stațiune. Vă rog să obligați și hotelierii care nu au restaurante să-și facă restaurant ca să vă vină la dispoziția turiștilor. Ca să vă răspund la întrebarea asta, prin planul urbanistic general, prin PUC, am impus la toate construcțiile noi servicii, servicii turistice, la noi, păi la cei vechi nu mai am cum să facă piața. Da, cei vechi. Da, cei vechi. Am plătit atâția ani. Păi dar cum, până acest regulament închideți, da? Până cine? Până cine închide? Ce serviciu de masă și ce restaurant închidem prin regulamentul ăsta? Închideți alte servicii. Nu, haideți, orice altă discuție o putem purta în afară, dar... Dar, ca să vă răspund la întrebare, prin planul urbanistic general, orice construcție nouă, orice dezvoltator care vine investitor, și slavă Domnului de câțiva ani îi avem așa, bătând la ușă în fiecare zi, au obligația de a amenaja spații de servicii turistice. Și la serviciile turistice includem și restaurante, și noi localnici. Piața vă determină, nu investitorii care vin și dau locuri de muncă, care aduc taxe și impozite. Adică nu aveți de ce să închideți dumneavoastră că vin investitori. Trebuie să fiți competitivi cu noi investitori. Atât. Vă rog. Dar nu se închide nimic prin regulament. Haideți să nu facem afirmații. Ascultați-mă puțin. Vrem să fim competitori, da? Cu noi investitori care vor veni. Da? Dar nu dumneavoastră să ne obligați să închidem pentru un regulament de aparatul de specialitate al primarului, nu de consilierii locali. Vrem să avem suprafețe de lucru. Popa Cristian Pau, mă știe toată lumea, nu trebuie să fac. Marius Burduf este numele meu. Am un... Mai spuneți atât numele? Marius Burduf. Este numele meu. Domnul Burduf, Marius. Vreau să consemneze următoarea problemă. La articolul 8, a spus la activități permise, referitor la problema mea, am o alimentare în stațiunea Saturn. Deci a specificat că au voie doar hipermagazine în stațiune. Vă e frică de multinaționale, ne dați pe noi afară, în favoarea la multinaționale, gen Kaufland, cum e în stațiunea Saturn? De ce faceți diferență? De ce e discriminarea asta? Nu. Explicați-mi și mie că hipermagazin înseamnă 2500 de metri. Eu în condițiile astea trebuie să închid magazinul. De ce? O secundă. Inclusiv, de specialitate, inclusiv, de ce a ajuns la concluzia asta doar hipermagazinele au voie în stațiune? Inclusiv alimentările vor putea funcționa în stațiune. Nu merge așa. Ascultați-mă. Ascultați-mă, pentru că o să regăsiți acest... Deci dumneavoastră ați făcut o... ați ridicat o problemă, care ea este consemnată acolo. În spiritul întrebării și problemei pe care ați ridicat, eu vă spun așa. Inclusiv alimentarele vor putea funcționa în stațiune. Da? Da. Domnule, anul ăsta, în sezonul 2022, alimentarele au funcționat indiferent de suprafață. Păi Haideți să tragem concluziile sezonului și ce se va întâmpla în sezonul următor. Da, dar noi cu suveniruri care n-am avut metraj, nu i-am închis. Încercați să vă găsiți metraj. Da? Da. Găsiți metraj, găsiți spații comerciale în care... Haideți să găsim spații comerciale în care clientul poate intra în magazin să-și facă cumpărăturile și să iasă din magazin. Haideți să nu vindem că un comerț civilizat nu înseamnă să vindem pe trotuar totul. Nu înseamnă să vindem. Vreți să scoatem din arhive fotografiile când erau împrăștiate toată marfa împrăștiată pe peste tot. Am terminat cu subiectul acum ca să înțelegem exact. Vrem cine e explicația. Bun. Ce e discriminarea asta? Nu este nicio discriminare. O secundă, domnul Paul.
dar să-i răspund acum, că sunt prea multe și nu mai reușesc să le acopăr tot. Haideți să o luăm pe rând, este un dialog, sunt aici, nu plec nicăieri, stăm până biseară, n-am niciun fel de problemă. La un moment dat le dau drumul la colegi, dacă nu mai trebuie să muncească cineva. Bun. O secundă, o secundă. Inclusiv... Domnul Paul, suntem 40.000 de locuitori în Mangaia. Da, da, toți de aici sunt nemulțumiți. Haideți că veți vedea că până la urmă vom ieși din această dezbatere cu niște concluzii trase și cu o altă formă a regulamentului care va ajunge pe masa consilierilor. Cu siguranță! Doamna Maxim, v-ați exprimat punctul de vedere, vă mulțumesc, este în regulă. Am înțeles. Bun. Magazinele alimentare vor fi permise și în stațiuni. Da? Mai mult sau mai puțin. Acum, o secundă, dați-mi voie, haideți să ajungem la un compromis. Da? Noi am spus ceva, Ori vorbim pe rând, ori nu mai vorbim. Vă rog mult de tot. Vă rog mult de tot. Ați avut alimentară? Ați avut alimentară? Doamnă scumpă, ați avut alimentară? Lucrați pentru oameni, vă rog. Stimată doamnă, ați avut alimentară? Nu pentru bogătate. Discutăm despre alimentare acum. Discutăm despre alimentare. Ați avut alimentară? Mulțumesc. Doamne, haideți să vorbim și facem protest la sfârșit. Haideți, cred că poate e în asentimentul discuției. Nu, discutăm despre alimentare. Dacă aveți ceva de discutat. Eu vreau să vă propun altceva. Haideți să discutăm un pic altă, că așa nu s-a ajuns niciun. Eu v-am rugat să nu rupă totul. Articol cu articol să discutăm pe fiecare. E mult mai ușor. Foarte greu să facem treaba asta. Eu mai bine aștept din partea... Eu aș vrea să văd ce probleme are fiecare. Noi le consemnăm, după care vom veni cu forma finală. Da? Haideți să luăm așa, că nu e niciun. Deci, le vom centraliza și o să le... Pentru domnul Paul, răspuns. Sau mai aveți să completați întrebarea? Vreau să completez și să ne răspundeți dacă puteți, dacă se poate în momentul acesta, dacă nu, probabil după dezbatere o să analizați. Dacă ne puteți spune, dumneavoastră să consemnați, vă rog frumos, de ce Kaufland-ul în Saturn, în stațiunea Saturn, are adresă pe strada Lavrion sau, scrie Saturn, are voie să funcționeze și să vândă aceleași produse din codul CAIN 4711, pe care și noi, cei care avem magazine alimentare în stațiuni, au voie, și de ce noi nu avem voie? De ce nu mai avem voie să vindem în stațiuni? Da? Brânză, lactate, mezeluri? Nu avem voie să funcționăm ca magazin alimentar. O întrebare. A doua. Domnul primar a fost contactat acum o săptămână și a fost întrebat dacă mai au voie magazine alimentare sau nu în stațiuni. Și domnul primar s-a exprimat exact așa. Aveți voie în spate. Ascultați mai puțin, ascultați-mă puțin. Eu și mai mulți avem niște spații comerciale, unele cu contract de închiriere, unele proprietate, care avem și rate la bănci, ok. Dacă primăria vrea să mă exproprieze, să-mi exproprieze afacerea, da? Atunci să-mi pună la dispoziție un spațiu de aceeași mărime ca al meu, pe strada secundară, unde voi avea voie să funcționez. Dar nici așa nu voi avea voie să funcționez, că pe străzile secundare spune că vom avea voie să vindem doar băuturi, țigări? Mai puțin ceva. Okay. Adică, dar e mai mult. Dar nu se poate așa ceva. Este ilegal. Nu pot să mă... Eu în spațiul meu, pe strada principală, care am muncit cu familia mea, care ne-am pierdut nopțile și nici cu copiii n-am stat și multe, nu poate, eu am nevoie doar de un program orar de funcționare. Doar un program de funcționare. Vă rugăm frumos, deocamdată vă rugăm frumos, că după aia nu știu cum va fi. Așa? Să anulați acest proiect de hotărâre, inclusiv acesta cu restricția magazinelor, inclusiv acela cu... Nu vreau să mergem în discuția de anulare. Haideți să ajustăm. Haideți să-l facem în așa fel încât să fim în
într-un asentiment cu toții, că ceva trebuie să se întâmple. Lăsați-mă puțin să termin, lăsați-mă. Vă rog. Eu, de exemplu, dețin 3 magazine. Două în stațiunea Neptun, unul în Jupiter și un fast food, care anul trecut am fost nevoit să-l modific, că n-am mai putut să vând takeaway, m-am conformat, n-am făcut nicio reclamație, nu m-am dus în judecată. Acum nici am mers în zbor. Nici am mers în zbor. Perfect, asta vreau să spun, că sunt tot, s-a tot spus prin piață că... Anul ăsta trebuie să am minim 100 de metri pătrați. Nu, am înțeles. Păi ridicați și această problemă. Vă rog, ridicați și această problemă. Pentru 5610, da, e nevoie de minim 100 de metri pătrați. Eu nu mai am de unde să aduc acest 100 de metri pătrați. Dar... Oful cel mai mare este cu magazinul alimentar. Nu puteți face așa ceva. Am fost și noi ca și dumneavoastră, probabil ați vizitat multe țări și seara când aveați nevoie de ceva, v-ați dus repede la chioșculeț la magazin și v-ați luat o ciocolată, o cola, o apă și nu știu ce. Așa este, toată lumea știe. Nu puteți interzice așa ceva și plus de alta, asta este o luptă de anul trecut a domnului primar care a vrut să ne închidă datorită nouă că am fost băieți mai deștept, i-am prins în offside și am dat în judecată că nu ne-au dat răspuns în termen legal. Lăsați-mă puțin, lăsați-mă să spun. Așa. V-am prins în offside așa pe toți și v-am dat în judecată și a trebuit să ne dați obligat autorizațiile. Datorită că noi am câștigat și n-aveați cum să răspundeți la ceilalți. Păi stați că i-au câștigat, voi stați, ați fost mai așa, n-ați câștigat. Ați modificat repede, ați făcut repede, în mai ați făcut repede o adunare de consiliu, ați modificat repede, toată lumea a plecat. Odată nu aveți voie, în mai hai că aveți voie, acum hai că n-aveți voie. Dar ce faceți aici cu noi? Vă jucați cu noi? Dar avem și noi familie, dar avem și noi, ne gândim, suntem stresați, copiii ne întreabă acasă. Băi, dar de ce ești atât de stresat? Păi, uite, primarul și cu aparatul de specialitate și cu consilierii. Da, să vă mai spun ceva, ca să vă mai spun ceva. Domnul primar a fost contactat acum o săptămână, lăsați-mă să vorbesc. A fost contactat acum o săptămână și a fost întrebat, domn primar, mai avem voie acolo? Nu mai aveți voie, nu mai aveți voie. Dar de unde știe domnul primar ce se va vota? Corect. Eu asta vă spun, nu știu, astea sunt niște afirmații pe care le faceți dumneavoastră. Haideți să așteptăm finalul dezbaterii publice, hai să așteptăm hotărârea de Consiliul Local, hai să vedem forma finală. Eu nu știu ce a răspuns și dacă a răspuns chiar, cum spuneți dumneavoastră, dar orice concluzie, nu vreau să-mi arătați nimic. Ideea este că orice concluzie o putem trage după discuțiile astea, vă rog să le păstrați în afara Casei de Cultură. Acum noi aici discutăm strict de... Avem o propunere, ședința, când se va vota, să nu fie online. Să fie, va fi ședință ordinară și va fi publică, da? Cu siguranță. Fizică. Va fi fizică. Da, eu, știți cum este? Eu vreau să văd forma finală a regulamentului, că poate nu mai aveți nicio problemă și când vom veni la ședință... O întrebare și cu asta am terminat. O întrebare și cu asta. Vă rog. Acest regulament... Dumneavoastră și cei din față ați votat cu da sau cu nu? În forma asta, nu. Bravo. În forma asta, nu. Pentru că eu astăzi sunt aici cu dumneavoastră să vedem, să văd exact lacunele pe care le are acest regulament și să vedem cum îl ajustăm ca să fie toată lumea împăcată. Pentru că... O secundă, haideți să-i dăm doamnei cuvântul, vă rog. Da, am înțeles. Și trotuare de băbate. Da, nu, să ne ierte Dumnezeu, dar proiectele pe fonduri europene le vedeți, le simțiți, puneți mâna pe ele. Încet, încet, toate stațiunile vor arate ca Saturnul și... Da. Și nu vă puneți un puțin de întrebare din asta, așa ca turist care v-a schimbat prin Saturn, de ce astă vară am apărut cu rețeaua de iluminație, nu mai avem? Păi nu vă puneți un semn de întrebare cam că cineva, și o să-l descoperim cu siguranță, nu a sabotat. S-a înțepat în rețeaua care nu duce decât la niște becuri LED și atât. Dar nu știți că până anchetele sunt în desfășurare de astă vară, pentru că am realizat și noi chestia asta, nu are cum.
Adică până în mai a mers iluminatul fără niciun fel de problemă de când am recepționat lucrarea. Din mai iunie când a început să apară activitățile comerciale am rămas fără iluminat. Acum iar avem lumină fără niciun fel de problemă. Este clar că cineva s-a înțepat în rețea, fură și va fi descoperit și va fi tras la răspundere. Și atunci o să vi-l aduc aici în piață și să-l judecați dumneavoastră, nu eu sau legea să-l judece. Credeți-mă că am muncit la proiectul ăsta de la Saturn și la Neptun și la toate proiectele ani de zile ca să le aducem unde le-am adus. Și ne-am bucurat că le avem, că sunt frumoase, că sunt competitive cu stațiunile din toată lumea. Și totuși, chiar și furtul ăsta, care eu îl suspectez până nu va fi certificat, n-am cum să spun că fură sau că nu fură, dar chiar și este o formă de sabotaj. Până am să supermagazinele. De ce hipermagazinele? O secundă. Deci, cu alimentările, singura problemă care se pune în discuție și care s-a pus în discuție în ultimii ani este cea a hotelierilor și cea a serviciilor de cazare care se confruntă cu problema salamului tăiat pe masă, în cameră, prânzul și nu știu ce. Nu vrem să închidem alimentările, dar vrem să restricționăm un pic accesul turistului la orice tip de produse în mijlocul stațiunii. Adică, o secundă, haideți să facem o spune, să vorbim că dumneavoastră ați văzut cât de cuminte am fost. Și cred eu că am fost destul de cuminte, că n-am... Însă nu mi-a venit chiar dacă nu te faci pe mine. Eu ca turist, când mă duc undeva pe o stațiune și pe destinație, mă duc să mă simt bine, nu să mă întorcă cu mesii, cu un salam sau nu știu ce. Se generează foarte mult. Nu protejăm doar niciun multinațional, că nu avem cum să facem treaba. Am înțeles problema. Am consemnat un procesul verbal și vom lucra pe el. Vă rog, doamna Popa, vă rog, că era mai... Lăsați-o și pe doamna, că mi-ați vorbit de două ori până acum. Lăsați-o și pe doamna Popa, vă rog. Dumneavoastră aveți spațiu aici în piață și cu colegele din zonă. Nu se modifică nimic pe piață. Și vă spun 100%. O secundă. Toate propunerile care au fost transmise către primărie cu privire la acest regulament, ele vor fi analizate și vor fi prinse în forma finală a regulamentului de la caz la caz. Da? Vom putea răspunde doar că luăm act de propunerile noastre și că le vom analiza și părțile care sunt în asentimentul strategiei vor fi introduse în regulament. Deci, nu am cum ați vrea să sune răspunsul de la noi? Da, îl preiau complet așa cum mi l-ați dat dumneavoastră? Nu se poate. Deci eu vă spun doar că vom lua în considerare toate solicitările și scrise și verbale de la această ședință și că vom ajusta regulamentul în funcție de toate doleanțele exprimate, în scris sau aici în ședință. Da? După care vom veni cu forma finală care va intra până la urmă și în ședință de Consiliu Local. Vă rog! Pe forma finală, eu sunt convins că vor fi magazine și pe centru, așa cum a fost și anul ăsta, și într-o formă civilizată, așa cum a fost relativ anul ăsta. Lăsați-l și pe domnul să vorbească. Eu sunt convins că vor rămâne magazine de toate felurile, și pe arterele principale, și pe zonă.
discutăm o strictețe mai mare pe zona de faleze, pentru că acolo este o zonă de promenadă unde teoretic ne dorim doar servicii, dar nu comerț de niciun fel. Am înțeles. Am înțeles și bă, discutăm. Corect. Forma finală o să vedeți că vă va stinge multe din aceste teme. Eu sunt absolut convins că dacă în momentul în care vom lansa în spațiu public forma finală înainte de hotărârea de consiliu, imediat am văzut, înainte de a ajunge în ședința de consiliu local, când vom ajunge la forma finală, atunci o să sunt convins că o să vi se stingă cele mai multe din aceste discuții. Pentru că, repet, e un draft interpretabil și am recunoscut-o public în fața dumneavoastră, adică mi-am asumat, poate greșeala, poate nu știu, interpretarea nu este cea mai fericită în acest draft, dar, prin definiția lui, e un material de lucru, suportă modificări și veți vedea că până într-un final, reglementările din el vor fi așa, o variantă de mijloc între noi, administrație și dumneavoastră comercial. Vă rog, doamnă. Să rămân. Bazar, cu autorizație de construire. Cu siguranță acolo se va întâmpla. În bazarurile. Dacă este autorizat în anterior planul urbanistic general și există în autorizația de construire bazar. Vă dați seama că n-am vrut să știu toate spețele din vorba. Vă dați seama că n-am de unde să știu planul urbanistic general. Tot, la toată Mangalia, punând punctul pe hartă, trebuie să știu eu tot. Că n-am de unde, vă dați. Dar eu atât vă spun. Dacă este din vechime, din istorie, de la origine, dacă este bazar, el, odată cu schimbările planului nostru urbanistic general, nu aveam cum să-i schimbăm funcționalitatea și este bazar până îl demolați dumneavoastră. Fiind bazar, reglementările pe bazar le știți foarte bine, se poate cu orice... Dar trebuie să scrie în autorizația de construcție bazar. De ce în bazar ai voie să fie schiloți în 10 metri și în alt spațiu care nu e bazar, trebuie să am 50 de metri? Vedeți, aici avem o accepțiune diferită față de un comerț. Domnul Vicea, am întrebare. Lăsați-o pe doamna să termine. Haideți că... Eu știu, dar lăsați-o să vorbească. E prima care s-a înregistrat la cuvânt. Repet, este un draft care va suporta modificări. Am înțeles întrebarea dumneavoastră și în regulament vom modifica, dacă este o lacună pe bucățica aia, dacă el este bazar, va funcționa ca bazar. Știu, și nu suntem nici din Mangalia, nu? Suntem nici din Mangalia. Corect. Dar noi le facem datorii. Mă rog, mă rog. Da, trebuie verificat. Asta e o suspensie care trebuie verificată în documentele construcției, în documentele bazarului, să fim siguri că... Adică nu pot să vă spun în momentul, în secunda asta nu pot să vă dau nici dreptate, nici să vă contrazic. Da?
dacă există documentul care spune clar autorizație de construire, bazar, cum îi zice el acolo, el bazar va muri până va fi demolat. Dacă așa scrie, așa rămâne. Că de-aia, de aceea am spus că în cadrul unui bazar se poate întâmpla orice. De la un spațiu comercial de 5 metri până la orice. Pentru că este bazar. E clar că turistul poate, are nevoie să acceseze și un colac, și un minge, și un, nu știu, orice, într-o formă controlată și elegantă, închisă. Ce înseamnă arteră principală? Haideți să avem un comerț civilizat, haideți să avem un magazin în care putem să intrăm, să ieșim din el, să ne cumpărăm ce avem de plăcut. Credeți-mă, da, am înțeles, o să batem și mai mult stațiunile, pentru doamnă. Credeți-mă, vă rog mult de tot și încercați să nu mă duceți în acea discuție că n-am fost în teren sau că nu suntem în teren. Nu mă duceți în zona aia pentru că știm foarte bine câți kilometri și de câte ori ne întâlnim pe stradă și în proiectele pe care mișim. Doamnă, o secundă, după ce termin cu doamna, o să aveți doamna a funcționat și cu 50 de metri. Doamnă, dacă vă încetați cu mine, nu să stăm de vorbă. Deci dacă ne certăm, da. La problema care s-a afișat online, că nu avem voie să comercializăm suveniruri, că suntem parterele principale. Avem voie sau nu avem voie? Cum? O să apară în regulament. Artizanat, suveniruri și tot ce trebuie, cu siguranță. Dar e vorba în continuare de restul de regulament care spune și de suprafață minimă de comerț și de acces în interior, în exterior, cu un flux, cu un depozit, cu... Adică nu depozit, vă spun că o să aveți nevoie să vă țineți marfa undeva, nu în spatele magazinului, în trei container sau nu știu ce. O să aveți nevoie și de contractul cu Polarisul, cu gunoiul, cu tot ce trebuie, o să fie... Sunt multe criterii, nu îndepliniți de niciun fel de problemă, cu siguranță. O secundă. Aveți 70 de metri pătrați? Da. Sunt, e un magazin sau trei? Magazin. Este unul singur sau trei? Vă mă întreb, adică vreau să fiți sincer și cu mine și cu dumneavoastră. Am înțeles. Sunt trei uși? Trei. Sunt trei uși? Da. Cu fiecare vinde la geam. Da. Mulțumesc. Nu vinde nimeni la geam. Sau mă rog, în dreptul cu geamul, în dreptul se poate intra în magazin? Are deschiderea cu trei uși, domnul Robert trei. A fost dezmembrat, e intabulat, 70 de metri, un singur spațiu comercial. Cu siguranță veți putea funcționa. Nu înțeleg unde e problema. Deci să poate, chiar dacă suntem parterele principale. Asta vă spun, că pe arterele principale, cu siguranță o să avem artizanat, suveniruri și cosmetice și o să fie toate. Eu sunt convins că după ce veți vedea, am mai spus-o. Nu pot să, astăzi nu pot să l-am scris, dar am mai spus-o. Cum? Nici nu puteți să interziceți. Tu nume. Am fost cât se poate de clar. Forma finală va fi în urma discuției de astăzi. Vă rog, faceți și noastră. Nu vorbiți peste unii peste ceilalți. Mă iertați, haideți să vă întreb în numele și noastră și... Domnul Gaciu Daniel, vă rog. Întrebarea este, cine mai are țara de cazistă, nu mai vezi comerț necivilizat, că se vinde la rău de băiețară. Nu mai sunt, așa este, de anul acesta au cam dispărut. Nu-i adevărat. Haideți că vă arăt eu poze de anii trecuți. Anul acesta, într-adevăr, n-am mai avut. Dar nu s-a mai venit să se poate în afară magazinelor. Și asta e singura diferență. E primul an, anul acesta, în care nu s-a întâmplat treaba asta. Asta e singur, da. Dar cu tarabe nu mai sunt de cel puțin 10
Nu e atât de vărăt. Nu toată lumea care vinde în stație. Nu trăim aici, despre ce vorbim. Ok. Eu vin aici fac mers în 94, îmi spuneți asta că faceți. Am știut și cu licitațiile, și cu alea, le-am prins pe toate. Vă cred. Spuneți-mi astăzi o problemă pe care o vedeți ca să o putem lua în calcul. Problema pe care o văd este că noi ne dorim ca toate magazinele să poată funcționeze conform actelor țării, regilor țării. Adică vrem să desfășurăm comerț așa cum am desfășurat și până acum. Da? Nu condiționați metraj, nu condiționați metraj. De ce ar trebui să am un magazin de 100 de metri când pot să-mi desfășur activitatea în 20 de metri sau în 30 de metri? De ce? Dacă nu are curs. Am înțeles. Am înțeles și vom consemna. Cu siguranță vom face și un comunicat de presă în momentul în care, în momentul în care vom lansa forma finală. Haideți să nu vorbim în același timp. Deci, când puneți o întrebare care nu este neapărat tehnică sau care de ce vreți să facem într-un fel anumite lucruri, la acest tip de întrebări vom putea răspunde doar pentru comunicat de presă în urma încheierii acestei dezbateri publice și în momentul în care vom lansa în spațiu public și o formă finală a regulamentului. Atunci vom putea da și niște explicații la astfel, tipul ăsta de întrebări. Că nu am cum să vă spun astăzi de ce se poate așa și de ce nu se poate altfel. Păi am putea să ne spună de rog despre cealaltă care a spus așa. Tocmai de aia o să... Tocmai de aia... Păi nu, gândirea este una simplă. Gândirea este una simplă de la care plecăm. Un comerț civilizat, aliniat... Care e tipul? Care e modelul? E un model în care eu ca... Nu, nu. Există zona celelalte întrebări. Unde ați mai văzut tarabă lângă tarabă și metru lângă metru de spațiu comercial, de metru lângă metru? Adică 20 de metri, în 20 de metri discutam de câte 2-3 comercianți în stațiuni, cu toată marfa scoasă pe geam, cu toată marfa scoasă pe fațadă, cu tot. Anul acesta a fost primul an în care lucrurile au funcționat cât de cât normal. Dar a fost cel Neptun, a fost din brațe, în grânie, care tot poliția locală a închis ochii. Atât, în restul a fost perfect. Exact, singura lună. N-am mai fost la poștă anul ăsta, așa. Chiar n-am mai fost. Vă rog, doamnă, haideți că și doamna a încercat de mai multe ori să intervină. Vă rog. Înțeleg, deci întrebarea sau sugestia noastră este ca comerțul de întâmpinare. Aici am venit. Dar pe proprietate privată poate discutăm de vreo variantă. Doamna, acum haideți să ne înțelegem. Faleza Saturn, faleza Neptun, orice faleză pe care o avem, chiar vă place când mergeți și vă loviți plimbându-vă cu faleză de toate maieurile, agățate, pantaloni scurți, chiloți, sutiene și alte bale. Tu vrei să faci comerț? N-am niciun fel de problemă, dar fără într-o formă civilizată, în interior, eventual, în cumva,
cât să nu deranjeze nici fizic promenada, nici vizual. Eu am turiști care s-au plâns de faptul că nu văd oracele expuse, că nu e în același timp și noi avem turiști care spun, domne, n-am avut loc să merg pe un Venus, pe dreptul bazarului. Domne, n-am avut loc să merg toate cușurile, toate cutiile de carton ale astea sunt puse la colțul străzii, de toate cutiile de marcă. Cum adică nu e adevărat? Adică, doamnă, nu vă spărați pe mine, dar eu trebuie să vă cred pe dumneavoastră, dumneavoastră nu trebuie să mă credeți pe mine. Adică eu... Am înțeles, dar probabil și comerciantul din Spania și Portugalia a înțeles că cutiile de carton de depozitare trebuie să le strângă frumos de la reciclări. Nu poate lua trotuarul, domeniul public, nu poate să-și pună marfa pe faleză, nu poate să-și pună marfa oricum și oriunde. Fiecare este într-un cadru organizat. La noi nu s-a întâmplat, cu toate rugămințele care au fost până anul trecut. Nu e adevărat, doamnă. Adică vreți să vă arăt fotografiile de aici din parcul balnear de astă vară? În fiecare dimineață erau mormane de cutii și de ambalaje de la toți comercianții din o parte și alta. Am înțeles cu ce înseamnă astăzi și o să o prindem în procesul verbal. Și vedem ce soluție găsim. În zonele de promenadă, în zonele de plajă, limitrofe plaje, cum putem să facem un astfel de comerț, de colace, de... De ce nu s-a ajutat turistul la o terasă unde se mănânce și cu un strat? Mănânce și un porun la terasă, și un ghețată, și un ce orice. Eu cum ar fi trebuit să reacționez la turistul care l-am văzut eu când și-a terminat un cuțit aruncat așa cu el. Ajutat dumneavoastră, dacă trebuie să-ți ajutat porunul la terasă dumneavoastră? Păi nu, sunt convins că se poate. Eu sunt convins că se poate. De ce nu copiem? Haideți, o secundă, haideți să terminați dumneavoastră, că vreau să vorbesc și doamna Ros, imediat și dumneavoastră. Am înțeles. De ce vreți să mănânc la terasă? Pentru că mâncatul porumbului pe faleză la Stabilopod presupune de a genera un gunoi acolo. Niciodată. Aș vrea să vă văd făcând treaba asta cu filetele în coșetă și să-l duceți civilizat unde trebuie dus. Bun, am înțeles ideea, am consemnat și ne gândim la o variantă de comerț de astfel de produse de plajă în zonele limitrofe plajă. Am înțeles. Ajung și părinții în slip la Kaufland, la Lidl, în mijlocul orașului, traversează strada. E același lucru. Doamnă, vă rog, v-ați ieri ce scris mai devreme. Vă rog. Este o activitate economică, pentru că am făcut. Am avut cererea primăriei să mă extind, dar este din deciba. Dar mi s-a spus că în voi este de departe naturală pe care în mărină, în același timp, se va construi locul în aceeași rezervație mai mult spre contării. Nu, nu intrați în
polemica asta, pentru că sunt anumite zone care sunt sub această rezervație. Nu știu nici dumneavoastră unde aveți, dar nu cred că... Acum nu-mi dau seama unde dumneavoastră sunteți proprietari pe... Pe cât? Pe 42 de metri pătrați. Asta este terenul. Sau cu totul. Cu totul. Cu totul. 42 de metri pătrați, proprietar în mijlocul stațiunii Neptun, pe calea de acces spre plajă. 42 de metri pătrați. Așa am cumpărat. Da, eu știu, dumneavoastră sunteți cumpărător de bună credință, doamne ferește, nu se cumpără. Dar cum se pare legal și corect că acum eu să fiu... De ce nu i-aș da, doamne, extindere? De ce nu i-aș da, doamne, extindere? De ce trebuie să vă dau dumneavoastră ca să ajungeți să... Sunt 40 de metri pătrați, oameni buni. Am înțeles problema. Eu am înțeles problema de pe care o spun. Dar gândiți-vă și la situația asta. Proprietar pe 40 de metri pătrați în mijlocul stațiunii Neptun, pe malul lacului, pe alea de acces spre. Cum vreodată și cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea unei zone respective, dacă sunt mai mulți? Nu! Eu propun asocierea mai multor astfel de terenuri și să iasă ceva frumos și elegant. Eu nu am niciun fel de problemă, dar să se poată, să se poată. Nu am niciun problemă. Doamna vine cerci, nu este 200 de metri. Care-i problema? Bun. Care-i problema? Am înțeles. Haideți, dați-mi o sugestie pe problema noastră. Doamna, primești de metri. Nu este 1 metru. Lăsați-o să vorbească ca să pot să aud, dacă vorbiți peste tot, să nu se poate, nu înțelege. Haideți să păstrăm în continuare cum am vorbit până acum, civilizat, pe rând. Vă rog, mai spuneți doar. 3 milimetrale de 1050 de metri. Măcar pentru... Ok, am înțeles. Este, am preluat-o și eu discut. Vă rog, doamnă. Dacă ia doar 3 și sunt 100 cu probleme, atunci sunt doar 3 la funcție. Deci toată lumea să spună ce are de spus. Haideți să mergem de aici încolo, așa, ca să ajungem și la niște concluzii la un moment dat. Mă numesc Ismael Crucian și prezentez o activitate cu comerț cu flori de aproximativ 20 de dacă voi primi autorizație, întrucât eu consider că prestez o activitate civilizată, utilă orașului. Mai mult decât ce sunteți un exemplu de dat. Eu acum am permis să fac chestia asta, pentru că spațiul modernizat de dumneavoastră și pe care îl utilizați la ora asta este un exemplu de dat. Da? De comerț civilizat. De comerț civilizat. Repet ce am spus la început. Vânzători ambulanți care folosesc parapolitorul în oraș și care fac lucruri cu poșul pe stăzi, aceea este o activitate comercială civilizată. Aici încerc să pun problema, dar am pus-o doar eu. Pentru mine este o concurență neloială. Eu lucrez aproximativ pentru a-mi câștiga pâinea, pentru că eu ne-am să prezis cu activitatea cu flori, este o activitate cu poșul pe stăzi. Dar vara, atunci când aveți voi câțiva turiști, apare acest comerciant din țară care pur și simplu primesc autorizații fără... Cum e la intrare în Saturn? Pe pe aia, 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 aia e frumoasă, e modernizată. Adică am înțeles. Da, dumneavoastră, repet ce am spus la început, piațeta și zona centrală nu este afectată. Și în forma finală veți vedea că nu va fi afectată de acest regulament. Discutăm doar de palezele pietonale, paleza Teilor și Ion Cantacuzino, care merge până și mai departe, tot ce înseamnă zona de promenadă. Ca să vă spun punctual, Florăria nu are niciun fel de problemă, da? Nu, nici Florăria, nici alt spațiu comercial din centru. Punct. O să ajungem la concluzie. Cu partea cealaltă este fix ceea ce ne dorim să reglementăm cumva.
Dumneavoastră ați început, ca să o luăm așa o istorie, că ați început într-un chioșculeț micuț care la un moment dat a ruginit și ați ajuns să faceți ce trebuie. Sunteți un investitor într-o mică afacere din centrul Mangaliei și, repet, sunteți un exemplu de dat. Nu, vedeți, aici e problema. Că cei mai mulți din sală la un moment dat au întrebat, dar ce am, domnule, de modernizat? Ce n-arată bine la mine acolo? Am 50 de metri și, sau am 40 de metri sau am 30 de metri și nu e frumos. Cum trebuie să fac să fie frumos? Dar nu spun eu. Nu spun eu cum trebuie să fie frumos. Vă dau un exemplu din piață. Din piața publică. Vă dau un exemplu din piața noastră. Duceți-vă până în centru să vedeți cum arată o investiție într-un spațiu comercial micuț care a ajuns să arate foarte bine. V-am spus eu cum să-l faceți. V-am spus eu cum să-l pictați, să-l desenați câte geamuri, fără geamuri. Nu. Dar trebuie să-l spuneți, să faceți un lucru de specialitate. Da. Tot spunem de câțiva ani ce nu se întâmplă. Vă rog, doamne. Vrem să știm dacă piața Republicii, proprietarii, îi se schimbă destinația sau le dați autorizația în continuare? O repet încă o dată. Nu se modifică nimic în piața Republicii. Repet, pentru a treia, a patra oară astăzi, piața Republicii va rămâne cu spațiile comerciale care sunt existente în oameni funcționale și vor funcționa în aceeași formă mai departe, atâta vreme cât primăria va scoate la licitație 4-5 spații în vederea deschiderii unor afaceri de servicii de masă, ca să spun așa, repet, restaurant, ceainerie, cofetărie și ce mai poate fi făcut acolo. Piața Republicii, puteți să dați un răspuns ferm acum că nu se va schimba nimic, dar să spuneți că... Da, pentru că discutăm de un sectoraș de un quartal foarte mic și pot să mă promovi pe Piața Republicii, dar pentru stațiuni care le discutăm de la Saturn până la Lui, nu am cum să vă spun, da? Nu. La cum să fie civilizat comerțul, nu la cine are voie să investim și cine să nu investim. Dacă dumneavoastră, de la dumneavoastră putere, acum puteți să spuneți că piața Republicii se poate și la noi nu, înseamnă că faceți o discriminare. Exact. Și punem în condamnă. De ce bine, Paul? Să ne lăsați, să ne vedem de activitățile noastre și să ne spuneți cum trebuie să fie comerț, să fie civilizat la cei care nu sunt civilizați. Dar nu să veniți să spuneți că nu mai avem voie. Exact. Nu există, nu se poate. Vă rog, doamnă, vă rog să consemnați acolo, da? Și încă o dată vă rugăm de ce hipermagazinul are voie și magazinele mai mici. Da, conform acestui draft. Conform acestui draft. Haideți să ajungem la forma finală și atunci vine dacă întrebarea și mai rău. Baza la ce studii? La ce studii? Baza acelui studiu s-a luat această... De ce hipermagazinul are voie? Am înțeles întrebarea. În forma asta există o variantă. În forma finală poate nu va mai fi. De ce copilul nu ajunge la capăt? De ce n-ați început cu calcul anului? Le-ai scap picioarele la capna. De ce pe noi că avem... Dacă mâine dumneavoastră aveți puterea... Chi decide? Un spațiu curat la vânt cu copiii mei în casă care mă întreabă de ce sunt supărat. Nu înțeleg, să închid eu proprietatea mea personală și spațiu. Cât ca planul vinde de la geam din parcare, are voie ca planul să vândă din în curtea lor. Păi și eu sunt în curtea mea, în proprietatea mea. Eu n-am voie să extraui. De ce? Am înțeles că și nu este nevoie să dezvoltăm mai mult pentru că nu este nevoie. Nu s-a nevoie, domnul Vice. Domnul Vice, dacă am doare voi, eu n-am voie. De ce? Ne-am chinuit. Domnul Vice, ne-am chinuit să aducem ATM-ul în stațiune, da? Pentru că erau cereri foarte mari. Turiștii veneau cereri, ATM-ul, vrem un ATM. Am adus un ATM, l-am pus pe locația mea, dar l-am dus pe spațiu meu.
Da? Asta vă arăt, a venit de la primărie și făceau poze la ATM-uri în toate stațiunile și acum le-a spus pe foaiele, interziceți ATM-urile. De ce? Ați făcut un studiu câtă lume folosește cardul? Vă spun eu, 20% folosește cardul. Aparatele de cafea pe domeniul meu, de ce? De ce? Copiii dimineața vin mamele și-și iau un iaurt. Dar vă rog să vă exprimați un punct de vedere, o opinie sau o chestie, ca să avem, să știm ce luăm în calcul din toate discuțiile astea. Pentru alimentări, da? Vă, că vreți să le închideți, da? Nu vrem să le închideți. Este? Cum adică este? Am înțeles, așa este. Pe forma asta, draft, pe care dumneavoastră ați văzut-o și o vedeți ca un regulament spuneți-mi final, și mie o alimentație publică, spuneți-mi și mie alimentație publică, restaurantele, la ce oră deschid în stațiune? Nu vă știți la ce oră deschid? Este nu, dacă, nu la când deschid. Fiecare are un program. Se deschide, vă spun eu, pe la ora 11. Până în ora 11, mamele vin copiii la noi în alimentară și își iau un iaurt, își iau o pâine, își iau un copil, își iau o banană, da? Nu suntem cu fructele, că interzice și fructele, da? Nu suntem cu fructele, da? Suntem cu fructele în interior. Repet, puneți în ce of aveți, nu luați da, în considerare 47, că, comerț, este, oameni, nu tu, da? Că asta este forma finală, da. Pentru că interzice. Nu este așa. Eu vreau să știu. Crezi că Bogdan mă numesc, da? Eu vreau să știu cu argumente niște probleme pe care le-ați văzut aici. Nu că noi am închis și dumneavoastră sunteți păcubiți. Nu! Câte reclamații aveți la primărie din partea turiștilor pentru alimentări? Sau pentru legume, fructe sau pentru colate? Câte reclamații înregistrate aveți la primăria Mangalia? Că un magazin alimentar, nu știu ce s-a întâmplat, că un leg, că un plat, nu știu ce a făcut. Și câte... Și câte reclamații sunt de la hotele? Sincer, mă. Da. Dacă sunt sau câte sunt? Nu sunt, asta e. Am înțeles. Am înțeles. Hai, vara trecută. Am mai auzit pe cineva în spate, vă rog. De ce se întâmplă? Nu se mai vede nimica. Zice mort. Vă rog! Eu vă sfătuiesc să aveți răbdare să vedeți forma finală. Înainte să considerați că este pentru ceva. Varianta, dumneavoastră sunteți proprietar, vă spun, chiriaș.
v-ați gândit la cele, la fiecare stațiune care are un bazar? În care se poate face orice tip de comerț? Vă întreb, de-aia v-am întrebat dacă sunteți proprietar și vă spun că există și opțiuni de fiecare stațiune. Eu merg dumneavoastră acum, am două batare care există într-o Neptun, să-mi spuneți dumneavoastră de găsit civilizată la astea două batare care există. Să-mi spuneți dumneavoastră de civilizată. Noiembrie. Am înțeles ideea. Am înțeles ideea și o consemnăm în procesul verbal. O să luăm în calcul toată această discuție, la forma finală. O să luăm în calcul pe toate. Vă rog. Unul are 180 aproape de 200 de metri, iar celălalt 54 de metri. Cel de 54 de metri are, am vreo 4 metri extindere afară, deci dacă sunt proprietar și nu am dreptul să-i spun tot terenul meu. Iar acum, dacă îmi spuneți, mai devreme am înțeles că bazarele au voie, dar eu care am aproape 200 de metri pătrați cu magazin în strada principală și unul pe tot pe Nicolae Iota, care este în noastră plajă, care nu fac parte din bazar, nu am dreptul să deschid. În bazar, în interior, se poate desfășura, că da, e definiția bazarului. Da? Deschis, comerț, întâmpinare, cum vrei noi. La strada principală, dintr-o stațiune de interes național, încercăm să fim la interior cu toate brațele deschise, să aducem pe toată lumea în interior și să facem un comerț cu o masă, cu un counter, cu o casă de marcat, cu tot ce trebuie, într-un spațiu comercial, mai ales că aveți așa suprafață mare, adică nu înțeleg. Vă trebuie să o umplem de costume de baie, de chilăți, de colace, de tot ce trebuie, în mijlocul stațiunii. Adică înțeleg discuția aproape de plajă, înțeleg ca discuția. Am cumpărat magazinele și mă gândesc, într-adevăr, un drac. Și mă gândesc că nu am voie să mai deschid. E un drac, dar când îl citesc, înțeleg că nu am voie să deschid. Aveți răbdare, repet, aveți răbdare, să vedeți forma finală. Da? Aia va fi discuția. Aici, de la dreptul ăsta, cu toate discuțiile pe care le avem aici, vom ajunge la o concluzie de mijloc, de compromis. Noi, administrația, cu doleanțele și cu cerințele dumneavoastră. Este clar că de-aia sunt aici de aproape două ore, să stăm de vorbă și să văd exact unde doare. Ca să vedem noi unde ajustăm și să venim în întâmpinarea dorințelor noastre. Vă rog, domnule. Am luat toate hotelurile la rând.
Nu vă spun că n-am putut să mă opresc la rugământ aici. M-am oprit mai mult în Constanța, de cunoștea foarte bine acolo. Pentru că am intrat câteva cu trei stele, erau tot și simplu, stai de miros ca eu, mă chestă și poate celălalt. Da. Și cele care erau în condiții bune erau mult puțin. Asta înseamnă o departajare a activităților față de e cererea și oferta. Dumneavoastră veniți, vedeți oferta și plecați la Constanța sau la Bulgaria sau la Grecia sau oriunde, dacă nu vă place. De-aia încercăm să fim, să facem un comerț mai repede, mai repede spre cel hotelier, ca să îmbunătățească. Condiții. Vă dați seama că investițiile în Horeca, în hoteluri și în astea nu stau la noi. Noi putem să-i blamăm pentru fațade, pentru curțile lor, pentru... Nu putem să mergem și înăuntru să vedem dacă și-au stres prasă sau schimbat mochetă. Nu mai putem și nici ei, nu merg pe o paleză. Dacă merg pe deara, după ce te vin, după ce vinde la plajă. Nu plin sau ceva. Îmi doresc să intru și într-un magazin ca să văd ceva frumos, îmi cumpăr ceva, îmi veniu ceva ca să vezi. De-aia din asta. Dacă doresc un restaurant sau o cafenea, îmi fac foarte puțin poate. Poate unele persoane beau seara, nu știu, dacă merg la restaurant, nu știu, mai puțin să zic așa. Mai clar că o să mă la restaurant. Hai și să mă plimb, da, cu ideea, nu mi-aș spune că am făcut ceva, nu știu ce asta. Asta e părerea mea. Am înțeles. Mulțumesc. Am înțeles. Mulțumim pentru intervenție. Puteți să vă întrebăm ceva, domnul Chiovan? În legătură cu casa atribuția către poliția locală să se măsoare supra. Cine a venit anul trecut, nu e nevoie, mulțumesc, cine a venit anul trecut să ne măsoare spațiile comerciale, eu nu cred că au avut avem un departament de disciplină în construcții care are dispoziție de a face tradat. Am înțeles problema, da? Autorizația de construcție cu suprafață. Dar ce mai e nevoie să vină poliția locală? Vedeți, de la început o discuție, o intervenție mai la început întâlnirii care spunea voi de ce mai amendat. Pentru că tu în acte ai o suprafață și în teren ai făcut o altă suprafață. Poate fi la tine în curte, poate fi în afara curții tale, tot ilegal este. Înțelegeți? Deci avem atâtea situații în care toată lumea a mai extins un corp de clădire sau una asta, că n-a văzut nimeni într-un weekend, încât dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, ia foc, moare vreunul angajat, că nu cu degetele prindă. Sau orice s-ar întâmpla, cine devine, cine n-a verificat în teren. Da. Astea sunt proceduri care trebuie să îndeplinite de către aparatul administrativ. Păi doar departamentul disciplină în construcții, care este sub poliția locală, poate face acest lucru. Are atribuții în această privință. Vă rog. Da. E un buton, nu știu dacă trebuie ridicat. Vă rog. Da? Funcționează. Ok. Deci, legat de problema care a pus-o doamna cu măsura, nu aveam de gând să spun asta, e vorba că anumite magazine au fost nemericul și sunt foarte greu de calculat aria de un om cu o roată. Adică, când ai de o formă regulă, ok, tot e timpul de calculat. Când au fost și pe semirotund, au fost, dar până la urmă s-a rezolvat problemele respective, au fost, deci au rezolvat, nu au fost niște probleme, dar adică de tot. Au fost oarecum nepregătiți pentru că nu poți la fața locului oricât de pregătire, ca chiar și domnul Știu poate spune. Nu poți calcula cu roată în aria unui formă de roată. De aceea a fost luată în calcul și o marjă de eroare de un 10 de la regulament plus minus, care n-ar fi fost o problemă în momentul autorizării. Până la urmă, cu toate astea rezolvate. Am zis-o ca și un aspect. Ok, am înțeles ideea. Bun, acum altă întrebare. Vreau deocamdată în vigoare regulamentul de anul trecut. Ce înseamnă take-away? Dar vreau să-mi răspundeți dumneavoastră. Definiția legală. Take-away e cum definiția legală. Nu e un cuvânt de limba engleză, de fapt, take-away.
este un serviciu de livrare la domiciliu, da? Deci este clar că e vorba de serviciu de livrare, de preluarea a produselor în vederea consumării în altă parte. Adică iei și pleci, nu este vorba de asta. Deci, puțul înseamnă un produs luat la pachet, da? Corect. Mai pe scurt. La produsul înghețat. Vândut la cone, vorbesc de înghețatul tip gelato. Care este ambalajul? Îl facem cu ea. Cornetul, cred. Sau suportul, cred că cornetul ar trebui să fie suportul, nici măcar ambalajul. Ok, dar ambalajul te mănâncă, da? Corect, dar nu, înghețata la corect, nu știu dacă e take-away. Păi nu cred că se poate spune, că aia se consumă deci doar la cornet. Ok, este părerea de asta că nu este take-away. E o părere personală, aici chiar nu pot să intru în detalii tehnice, că nu pot. Una dintre discuții a fost că este take-away. Mă rog, s-au rezolvat și aici, s-au reușit și la cele autorități la Ministerul. Da? Poliția locală le-a considerat tot take-away. Și am avut, am discuție și s-a destinat să take-away. Nu vorbesc de faptul că a scris greșit take-away. Lăsăm asta. Am greșit în redactare, m-am înțeles. Este omul care a discutat vinovat, pentru că take-away nu s-a făcut în limba română. Dacă se scrie, că se scrie, ia-mă departe. Take me away, nu? Probabil. Da. Deci înghețata considerați că nu este un produs take-away. Personal, nu pot. Chiar aici nu-i mă uitam. Este sau un produs? Ar trebui eliminată expresia asta take-away, că nu există în cadrul legal. Nu există în dicționarul românesc și nu e, probabil nu este nici în legea efectivă. Am înțeles. Aici, asta e clar că revizuirea asupra regulamentului este și asupra termenilor invocați până acum. De la servicii comerciale până la. Orarul de funcționare. O secundă. Vedeți, de când a fost lansat în piață acest material, întrebările s-au tot pus și sesizările s-au tot făcut. Și ăsta este un subiect de discuție. Pe stațiuni nu ar trebui să avem un program de funcționare. Că nu ar trebui, adică restaurantele și trebuie să-și ducă serviciile până la ultimul client. Cum? Este vacanță în centrul Mangaliei, aici în Piațeta Republicii, unde avem și niște apartamente deasupra fiecărui spațiu de acolo, unde vom scoate și noi la licitație spațiile comerciale în vederea amenajării de restaurante și deschidere de restaurante și tot ce se deschide, cu siguranță vom avea este în fiecare centru istoric din țara asta, și la Sibiu, și la Timișoara, și la Bălăiești, nu e până la 12 noaptea, în stațiuni nu ar trebui să existe orașul. Este o discuție pe care n-am deschis-o, pentru că nu mi-am adus aminte acum. Este foarte bine că... La închiriere. Nu termina să duc. Să fie regândit sau eliminat un program de închidere. Da. Acum, știți cum e, fiind stațiune, fiind până la o anumită oră ar trebui să, sau de la o anumită oră ar trebui volumul un pic mai decent, mai... Da, este un capitol care oricum urma să suporte modificări față de propunere. Nu trebuie să există, nu a trebuit să există. Mai mult decât atât, poate reuși să vă faceți aprovizionarea în mijlocul nopții, ca să nu deranjăm ziua, traficul și... Asta este un subiect luat în calcul de când am reușit să terminăm Saturnul și acum Neptunul se închide și el ca și proiectul european. Exact asta s-a discutat, să montăm bolari din un calcul și în altul.
și să asigur, trebuie să ne gândim, este o discuție deschisă de vreo 2 ani de zile, când am apucat de Saturn. Hai să închidem Greenport-ul de la sensul giratorul de la intersecție cu de la Alfa Beta de acolo până la ieșire la cordon. Ca să facem o arteră strict pietonală, să se poată plimba lumea, liniște și... Parcări în stațiuni? Primăria vă spune cum a fost suflet și cu durere suflet, că nu prea mai are terenuri. Adică tot ce vedeți, ce aveți impact vizual în stațiuni, în proporție de 90%, sunt proprietăți private. Așa s-a întâmplat în anii 2090 la marea privatizare. Noi am ajuns ca primărie, nu spuneți ce găsesc, că vă spun eu că tot caut de 10 ani de tot în administrare. Noi am ajuns de ne-am recuperat trotuarele de la niște proprietari. Am recuperat jumătate bandă de stradă de la niște proprietari, că așa s-a întâmplat la tabulare și la... Adică ăsta este un subiect care doare la ora asta administrație și care căutăm soluții. Vă rog. Haideți să vă terminați dată, ideea în ce știu. De? De problema cu înghețata. Nu e chiar de sfârșit. Nu, doamne, frește, nu s-a... Anul trecut am avut voie să funcționăm cu mers. Credeți-mă că nu s-o trau la masă. Deci, în momentul când vii cu copii să mănânci o înghețată, nu stau la masă să mănânci. Și bărbuca știu exact ceea ce vorbesc. Nu stau. Pentru copiii nu stau la masă. Nu e când ieșim noi ca și adulți seara și nu am înghețată să stăm la o gelaterie, să stăm la o masă. E cu totul altceva. Dar turiștii sunt cu copii. Copilul de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, nu îl ții la o masă. Am înțeles. Da? Deci, asta era o singură chestie. Și nu mi se pare corect înghețată, este băgată în același oară, ca să zic așa, cu porumbul fiert. Porumbul fiert e cu totul și totul altceva. Ca să produci înghețată în cazul meu de față, e o investiție foarte mare. Am făcut un laborator. S-au luat o vițea de înghețată tot de 15.000 de euro. Am de vândut gelată. Și nu este același lucru cu un porumb fiert care se face într-o oală și se fierte. Vedeți? Nu știu ce zic. Am înțeles. Doamna Maxim, vă rog. Nu ați să la concluzii? Nu vreau ca să nu ca să închidem discuția, dar... Pentru mine nu suntem în concluzii, pentru că, din păcate, timpul nu-mi permite să mai rămân și poate trebui să mă retrag. Și o să încep așa, în pledoaria mea de închidere. În primul rând, vă mulțumesc că dumneavoastră ați venit aici să dați piept nemulțumirilor noastre pe acest dam. Regret faptul că nu ați beneficiat de o sinteză a propunerilor scrise, depuse și înregistrate la aparatul de specialitate, astfel încât să vedeți pe ceea ce am scris noi, fiecare în partea voastră punctual acest draft, exprimându-ne punctul de vedere despre ce cum am dorit să fie modificat, a trebuit să le spunem fiecare pe rând, fiecare cu care are parte de mai mult decizii de în voce, punctele de vedere. Ideea este că ceea ce s-a spus aici față de toate nemulțumirile care sunt scrise este doar o mică parte. Eu ce vreau să vă atrag atenția și sunt lucrurile care nu au fost discutate, da? Vorbim de un titlu care spune regulament fiind organizarea și structurarea societăților comerciale de piață în municipiul Mangalia. Toate astea, atunci unde, la momentul la care se face mențiunea zonelor, sunt zone din municipiu și din statul care nu sunt reglementate. Prin urmare, conform principiului de lege care și colegul meu știe, acolo unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge, asta înseamnă că acele zone care nu sunt menționate, la momentul la care acest regulament intră în vigoare, nu vor mai putea beneficia de desfășurarea de activități comerciale. Asta este legea. Cumva sunt permise orice? Dacă sunt pe lângă... Vedeți? E vorba de interpretare și... Exact! Din păcate, dar e prea târziu și nu vrem să ajungem acolo, că nu ne interesează de atelier. Eu cred că ar trebui adăugat aici și celelalte zone. Dar care și noastră să spuneți, conform părerii funcționarului și studiilor care s-au făcut în vedere. În celelalte zone se poate desfășura sau nu și ce anume se poate desfășura. Este un lucru care lipsește, da? În afară de definițiile care nu sunt menționate aici, mai este la sfârșit, la punctul în ceea ce privește sancțiunea, da? Se prevede inclusiv posibilitatea primăriei de a bloca
parte. Numai tu, de fapt, să spune reclamații întemeiate. Păi care este criteriul de reclamații întemeiate? Mă iertam și mă scuzați. Cine stabilește că sunt întemeiate? Vin cinci, da, și spun, domnule, ăla de mine, mulțumit de el, reclamația întemeiată. Nu se poate, trebuie avut în vedere niște criterii obiective, nu subiective și nu abstracte. Asta sunt toate chestiile. Și ultima rugăminte personală este, este un drag, așa cum am înțeles astăzi de la dumneavoastră. Mă bucur că mai sunt și alții nemulțumiți în afară de mine, că la capitolul de buget local am discutat amândoi și atât, da? N-am mai fost niciun alt participant, da? Mă bucur că pe acest drag, deci ușa mea a fost deschisă și telefonul și disponibilitatea. Da, de pe acest drag, mai sunt alte persoane aici se pasă. Pentru că nu am avut o... Este de, în realitate prima dezbatere publică pe care o avem. Cea care a fost înainte, am plecat nelămurit doar cu ideea că vom avea o nouă o reprogramare. Chestia mea este, haideți să stabilim pentru că propunerile noastre sunt diferite de mine. Astăzi au fost susținute oral parte din ele. Haideți să stabilim că dumneavoastră faceți o centralizare, faceți o nouă propunere, un nou draft pe care îl puneți la dispoziție. Putem stabili un termen de o săptămână, da? Pentru că deja sunt propunerile noastre înscris la dumneavoastră. Puneți-le la dispoziție, mai dați-ne încă o săptămână ca să ne spunem punctul de vedere pe el și ne întâlnim și vom avea la acel moment o discuție pertinentă, fiecare știind care sunt punctele de vedere și care sunt argumentele, astfel încât la momentul la care va merge și va face procedura pentru a ajunge pe masa Consiliului Local, varianta care va ajunge spre dezbatere la Consiliul Local să fie cea cât mai aproape de realitate și de solicitări fiecăruia în parte, raportat la noi la comercial și raportat la dumneavoastră organ deliberativ și administrativ al acestei stații. Mulțumesc pentru intervenție. Nu este nevoie să mă înțeliți că sunt aici, îți dau piept cu nemulțumirile. Propunerea s-a consemnat 100%. Încercați să acceptați faptul că sunt aici în mijlocul dumneavoastră ca să ajungem la niște concluzii comune. Da? Am discutat cât se poate de civilizat. S-au atins punctele nevralgice și de o parte și de cealaltă. Este în regulă. Nu trebuie să mulțumesc nimeni că sunt aici, nu fac decât datoria, și încerc să ascult pe toată lumea pentru a ajunge la o concluzie finală de video, ca să spun așa. Că e prima oară, că e a doua oară, că nu contează. Doamna avocat a și plecat, cu dânsa am avut multe dezbateri și pe buget și pe asta, n-am avut niciun fel de problemă să stăm de vorbă. Pentru că unele dintre ele s-au concretizat, propunerea lui doamnei, altele nu, în funcție și de puterea și de ceea ce putem să facem și ceea ce nu putem să facem. Aici este un regulament al agenților economici pe care l-am discutat astăzi. Am înțeles problemele care se văd din partea noastră pe forma asta. Acum nu mai avem decât să-l ajustăm și să venim cu el în spațiu public. Vă rog și dumneavoastră din capăt. Să rămân aici, bun. Taxa de promovare. Să mai dăm și noi reclamă la televizor pozitivă pe stațiune.
nu vă spun, dar din partea asta de promovare... Nu pot să iei local la magazinul meu și se aprovizionează cu sigări, focul, acolo. De ce nu ia de la... Nici afacerea legii. De ce nu ia de la poliția locală? La mine personal opresc cu ajutorul de la poliția locală, de la poliția locală. Toată lumea și el probabil mi-a luat un pachet și că la un moment dat când a trecut acolo prin fece. Nu se pune. Oricum că îmi vine eu, unul mic, ar stăr, unul... Copii albă, patru ape la 0-3-4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 
să propuneți așa ceva, să propuneți, nu să mai haideți să nu intrăm în formulare aia mai mult la persoana altceva decât care vom acționa în judecată, în cazul în care veți continua, că noi spunem că nu e corect dar dumneavoastră veniți. Nu dumneavoastră, nu zic de dumneavoastră, vorbim de presiunile se poate. Eu vorbesc aici în nume propriu, niciodată n-am vorbit în nume propriu, Dragoș Andreescu. Eu am discut. Lăsați-mă să vorbesc. Și toți consilierii care vor vota, toți consilierii care vor ridica mâna, că ei ridică numai la comandă și asta se știe, vor avea. Repet, haideți să lăsăm. Haideți, aveți atât de atenție și la exprimare. Haideți, vă rog frumos, dacă aveți atenție și la exprimare, cum adică la comandă? Vă rog mult de tot, astea sunt dezbateri politice, deja și nu mă interesează. Discutăm pe problema pe care avem, este o discuție. Vreți să vă demonstrez? Vă rog frumos, dumneavoastră aveți o altă problemă. Stați să vă spun cum se face la comandă. Știți că s-a dat o hotărâre de Consiliu anul trecut în care s-a interzis alimentările? Tot Consiliul a votat că dacă sunt împotrivă, s-a votat? Știți, da? Ok. Ia spuneți, în luna mai s-a făcut iară strângere și s-a votat. Gata, au voi alimentările? În urma unor hotărâri ale instanței și în urma cum se poate ca toți consilierii locali odată să fie toți? Da, domnule? Nu toți. Nu toți, pe parte, doar toți. Au votat politic. Dar nu mă interesează, eu vă spun. Am avut o discuție atât de civilizată până la momentul ăsta. Acum nu trebuie ce s-a întâmplat. S-a putut și oamenii să știe, dar trebuie să știe. S-a votat împotrivă, deci toți au fost dat, domnule. După aia, i-am dat ăștia în judecată. I-am votat voi. Haide, gata, domnule, aia au voie. Și acum, haide să votăm iar că n-au voie. Nu se poate așa. Ok, am înțeles. Nu ne poate fi un rol de ăștia. Vă rog, domnule. Haideți să continuăm. Vă rog. Regulamentului. Vă rog să analizați. Și am altele mai importante aici, care le spun eu. Vă rog să analizați cu maximă circumspecție orice restrângere nenecesară a unor drepturi legale și constituționale. Despre asta este vorba. Da? Deci, așa este. Sunt hotărâri judecătorești, o parte din actele normative la care faceți trimitere în preambul au fost deja anulate, da, de către instanțe, tocmai reținându-se că sunt anticoncurențiale și vorbesc de Mamaia, da? Că de acolo a pornit. De acțiunea patronatului din Mamaia, că a fost hotărârea de guvern. Acel HG559, instanța reținând că este anticonstituțional, întrucât restrânge în mod nenecesar drepturi și libertăți în referire la libertatea desfășurării activităților economice. Prin urmare, înainte de a vă gândi să condiționați desfășurarea unor activități în spații mai mici de 50 de metri pătrați, verificați dacă aveți suport legal, dacă aveți vreo lege care vă permite să faceți așa ceva. Da? Okay. Și celelalte, sigur. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc și eu, domnul avocat. Acestea fiind zise,
Am înțeles. Nu am cum să dau un răspuns ferm în momentul acesta. Am luat în discuție toate sesizările și toate solicitările dumneavoastră. În momentul în care vom avea o formă finală, vom putea discuta pe reglementări și pe bolul ăsta. Deci eu astăzi, acum nu pot să spun da, nu, se poate sau nu se poate. Cu certitudine vă pot spune că zona, care este o zonă extrem de mică și v-am explicat și de ce am scos-o din discuție cu spațiile primăriei care vor fi stăzări, piața, piața iese din discuție pentru orice tip de reglementare, pentru că venim noi cu proprietatea primăriei în asentimentul modificărilor pe care vreau să le facem și vedem ce se întâmplă. După aia mai luăm în rest, n-aș putea să vă spun da, nu, da, nu, pentru că n-am pus. Astea toate le-am luat în calcul, le-am notat și le notăm și vom veni cu da, deci, o formă finală. Vă rog, hai să știu unde fac. Tot întrebarea asta, n-am cum să vă rog. La o dată ulterioară, dați-mi voie, ulterioară la aceste întâlniri, noi trebuie să luăm în calcul, lăsați-ne să luăm în calcul și să putem analiza multitudinea de discuții care am avut aici și toate documentele scrise. Așa este. Noi ne dorim până la sfârșitul acestei luni. Nu. Autorizația de funcționare este una, avizul program de funcționare este altceva. Dacă eu pentru că așa spune legea, avizarea anuală, adică avizarea și autorizarea anuală. Domnul avocat aici poate mă știu să vizarea anuală. Nu se mai întâmplă de ceva vreme. De ceva vreme chiar nu se mai întâmplă. Zona a fost reabilitată, a fost marcată, a fost... Eu zic că de ceva vreme este mult mai... Nu vă pot da zic. Am înțeles problema și o să ne gândim. Cer scuze, o întrebare la punctual la dumneavoastră, dumneavoastră nu aveți acces și în spate? Da, înțeles, da. E o problemă, da. Așa e. Domnul vice, de ce nu aplicăm noi regulamentul la noile spații care se construiesc, da. care trebuie obligat să zicem, domnule, vreți să faci spațiu comercial, trebuie să faci 200 de metri. Lăsați-ne care avem spațiile care sunt, că...
Păi nu, eu dacă îmi construim ca acum un bloc central la partea spații comerciale, trebuie să am minim 100 de metri la un hotel ce fac. Am înțeles, domnule, am înțeles ideea și formatul. Lăsați-ne să, lăsați-ne să centralizăm toate discuțiile astea și cu siguranță vom, așa cum ați fost anunțați și așa cum știați de această întâlnire, o să știți și de următoare. Noi ne dorim ca până la 1 decembrie, sau mă rog, la sfârșitul acestei luni, poate în prima săptămână din decembrie, să fie înscrisă orice discuție, să fim în ședința de Consiliul Local. Da? Până atunci trebuie să depășim toate procedurile legale de a putea ajunge acolo. Nu rămâne poate de peste, ne-am venit aici ca să ajungem la niște concluzii. Am tras niște informații de la, am primit niște informații de la dumneavoastră, vom trage niște concluzii pe material, după care vom ajunge și cu el în spațiu public și în hotărârea de consiliu. Mari investitori, să știți că au Olimp inclusiv, da? Nu-i plângem noi pe mari investitori care au sute miliarde, nu știu, da? Haideți să ne uităm și la cel de rând, care avem un magazin și ne plătim taxe, impozite și dacă, da, nu vă contestăm, vreți să ne modernizăm, vreți să ajungem la un alt nivel. Înțelegem, haideți să ne modernizăm și să facem puține de altă, dar nu să ne închideți de tot. Avem rate, avem noi copii, avem... Nu se probleme de am înțeles, dar haideți, dacă am avut un dialog astăzi, eu cred că m-ați auzit și dumneavoastră pe mine. Eu v-am auzit pe dumneavoastră și am pus-o pe hârtie. Acum mai sunt încă 40 de persoane care n-au spus niciun cuvânt. Dacă toți ar lua discuția de la început... Deci, dacă suntem foarte stresați, pentru că am fost și foarte mult minciți. Sunt aici. Am discutat. Am avut un dialog. Vă regăsesc. Aveți vreo altă situație față de cele care au fost expuse? Pe care vreau să o aduceți în regulament? Asta vrem să funcționăm. Păi, și eu v-am spus că veți funcționa. Doar că... toată lumea, dacă vreți să ne modernizăm, nu să ne închide. Asta este o altă discuție care am purtat-o separat și de ceva vreme. Toată lumea știe că trebuie să ne amenajăm un pic fațadele. Adică dacă o luăm de la gara spre centru, de la gara spre centru, dar ne uităm pe stânga, pe dreapta, avem un mop, un verde, un albastru, un roșu, un galben, toate culorile posibile, unul mai sus, unul mai jos, unul mai pe stânga, unul mai pe dreapta. Cu siguranță, în timp, au fost tot felul de notificări, de discuții pe tema fațadelor și pe tema faptului că trebuie să ajungem la un numitor comun și să arătăm cum trebuie. Păi nu, că discuția a fost cât se poate de liberă până acum. Și va mai fi o perioadă, adică am pus în temă pe toată lumea, domnule, încercați să veniți cu ceva. Nu, până să ajungem să impunem un model, fiecare a avut posibilitatea să vină până la ora asta să schimbe fațada. Că sunt două, trei exemple care se pot da din oraș, care au înțeles din prima, și și-au modernizat spațiile. Fațadele, că nu mai puteți ce faceți cu spațiul. Dacă este modernizat cu spațiul, domnul Duma este față, de ce a venit cu oameni la mine proprietari pentru înfrumusețarea spațiului? A zis că, cu doamna, cu florile. Nu este discuție pe program. Repet. O secundă. Oricum strați dialogul așa cum am avut până acum. Cât se poate de... O secundă. Și la mine 300. Câte amenzi ai dat la Belvedere că lași bine alea pe valenți acolo? Câte amenzi ai dat bună? Domnul Popescu. Domnul Popescu, potul dumneavoastră din autorizația de construire. Haideți, dacă vreți să intrăm în detaliu, cât aveați voie să construiți în curtea dumneavoastră? Cât aveam voie? Da. 50%. Și cât ați construit? Fratele dumneavoastră, și cu fratele meu, nu așa. Da, și am informat de fiecare mișcare. Și am spus, băi Mihai, uite ce, am nevoie, colo, dar nu așa. Nu, aici chiar mă bunesc, nu sunt din ori, dar chiar mă bunesc.
Nu, n-am gândit ironic, chiar nu. Am încercat să fiu cu zâmbet pe buze ca să încercăm să avem un dialog cu ceva de lume. Că nu am venit aici să ne certăm, nu am venit să ne contrazicem. Eu am venit să vă povestesc, dar sunt să-mi povestesc. Poate nu s-a ajuns. Am avut aveți tensiuni, prieteni acasă, oamenii se ceartă între ei. Domnul Popescu. Și păcatea asta, cu scopul pe care noi le cunoaște. Nu mi-ați răspuns. Dumneavoastră ați creat o chestie împotriva cetățenilor. Domnul, domnul, Popescu. De ce nu mi-ați răspuns? Dacă sunteți de acord cu împrumutățarea Doamnei, de ce domnul Dumă m-a amendat? Că nu este de acord. Nu vă mintează decât pe baza unei note de constatare. S-a împrumutezat un spațiu, s-a împrumutezat cu arcabon cu spațiu. Așa. S-a pus o gradenă de fumat ca să nu stea omul să fumeze în mijlocul străzii. S-a pus o gradenă. Vorba de spațiu față în față cu Pepo. De pe Sfântul Constantin. Am înțeles. Ala care naște clădirea are 18 metri pătrați și în teren a ajuns la 38 de metri pătrați? Ce bine informați sunteți! Haideți să trecem pe teren. Dacă n-am venit să ne certăm cu Dumnezeu, eu n-am venit să mă cert nici cu familia Popescu, nici cu Domnul Cristo, nici cu nimeni, cu niște amenzi pe care le-ați dat. Nu vă convine atenție. Dați-le în instanță, mergeți în instanță și vedeți dacă aveți să știți de cauze și vedem după aia. Doamne, vă rog, din spate de tot. Nu vreți, nu vreți. Păi închidem ședința. Ce să închideți?
Adică nu mi se pare normal, pentru că nu putem să ne ducem ideile la capăt din cauza unui scandal pe altă temă decât cea de... Bun, vă mulțumim. Am auzit și o să vedem toate spațiile pe care le-ați sancționat. Nu se poate pune problema așa. Hai să ducem spațiile, să ducem taxele la nivelul în care să nu mai permită cineva să le plătească. Nu. Așa nu cred că se poate pune problema niciodată. Să fie mai mare agenție de la poliția locală, astfel încât să supravegheze stațiunile și cumva să amendeze turiștii care aruncă fotoruri de porumb, ambalaje de la înghețat, să nu mai fie doar agenție economică amendată, să fie și turiștii. Păi, asta trebuie să fie amenajat. Cum făcută? Astfel noi ne vom disciplina și turiștii prin faptul că poliția locală va fi mai prezentă în stație și nu vom fi doar agenții economici. Nu, dar nu e normal să faceți astfel de afirmații. Adică lăsați-o, așa cum dumneavoastră ați fost auzită și ați spus și ați avut de spus, lăsați și altcineva să îi spun. Vă rămân de tot. Deci nu se poate să faceți astfel de afirmații. Și nu mai citați comercianții la fost de tragică vândă fără bon fiscal. Corect, corect, așa este, așa este. Mulțumesc pentru intervenție și am, noi oricum am făcut o ajustare de taxe și impozite la proiectul de hotărâre care a fost trecut prin 1 septembrie. În sensul acesta, dar nu se poate pune niciodată problema de a crește taxele și impozitele astfel încât cineva să nu și le mai facă permite. Exclus așa ceva. Exclus așa ceva. Noi nu vrem decât să existe, ne dorim activitate comercială, ne dorim agenți economici activi și pe profit, pentru că bugetul local este constituit din parte din TVA, parte din salariile fiecare, 40% din impozitul pe venit al unui angajat, din impozit vorbim, nu 40% din salariile, 40% din impozitul pe venit ajunge înapoi la OAT-ul unde este, unde are domiciliu. Da? Adică trebuie să înțelegem că asta au fost alte discuții pe care le-am încercat cu tot mediul de afaceri, cu tot mediul de afaceri din, de aici din stațiuni. Domnilor, vreți un business la mare? Trebuie să avem un... Să vă contrazic, vă opresc? Nu știu ce. Situația dată personală, pe lege, dar cum trebuie să înțelegeți? Ce? Care? Care pe lege? Domnilor, eu, deci închidem subiecta ca să nu putem să ne ducem la urmă. Construcție în afara autorizației de construcție. Legea de urbanism este valabilă pentru toată lumea, mai puțin pentru dumneavoastră. Pentru că nu este real și eu nu am venit aici să mă cer cu dumneavoastră. Pe nicio formă. Nici măcar. Nu se discută politică în această ședință. Și vă rog să încercați să avem discuția cu spate tehnică. Despre comerț, nu a dumneavoastră, vorbim despre comerț în general. Nu vorbim despre comerț. Haideți să depășim o dată. De ce te depășim o dată? Vă rog. Cele 4-5 de zile. Nu e legal cum a formulat? Salut, salut.
reluat și acest capitol până la 1 mai. 30% să plătim... Știți ce se întâmplă? Amendă. Apropo, nu e amendă, este suprataxă. Nu, termenul s-a spus așa, până la 1 mai. Adică s-a luat în calcul această situație și chiar am discutat-o cu colegii mei și cu domnul primar și cu toată lumea și anume, termenul să fie pentru sezonieri până la 1 mai. Gândiți-vă că sunt 1700-1800 de societăți care se vizează anual. Adică toată lumea ne ceartă la un moment dat în iunie, iulie, domnule, am depus de nu știu când și nu mi le-ați dat, de 3 zile, de o săptămână, de 2 săptămâni, de 3 săptămâni, nu mi-ați dat avizul, program de funcționare sau autorizație. Suntem oameni. Adică noi am spus până la 1 mai că o să fie modificare. După care cine întârzie și nu se organizează să vină până la 1 mai, care e un termen cât se poate de rezonabil pentru toată lumea, până la începutul sezonului estival, cine vine după, având în vedere că trebuie să-l dăm în 3 zile, că trebuie să ne dăm peste cap 7.000 de hârtii de verificare, domnule, suprataxă. Aici nu cred că e un problem. Suprataxa le-au mai repede? Nu neapărat, nu. Dacă te pune, spune în 1 mai, niciun fel de problemă. Ați venit în mijlocul sezonului când noi avem și alte treburi, și alte șantiere, și aia, și aia, și aia, și aia. Da, eu știu, că nu știu eu. Da. Vă rog. Autorizată, probabil. Adică vă referiți la faptul că are o autorizare de construire. E o clădire de sine stătătoare. Nu am loc Am înțeles întrebarea, au mai fost același tip de întrebare, au mai fost și din partea altor persoane. Vom lua în calcul funcționarea într-o clădire autorizată, în primul rând. Da? Și să vedem, cum ajustăm și această situație. Magazin, da, dar să fie autorizație, nu mai există de anumite. Să fim sincer unii cu alții. De anul ăsta nu mai există. De anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani, nu poate să spună nimeni de aici că nu au existat.